Nici ești întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea. Căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Versetul 20. Așer dă o hrană minunată, el va da bucate alese împăraților. Amin. Vă rog să reluați locurile. Este o provocare pentru noi în seara aceasta, tema pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă, și anume binecuvântarea profetică a taților, a bărbaților, a stâlpilor de familie. Dacă o să ne uităm în Scriptură, o să observăm că termenul binecuvântare în limba română, în traducerea Cornilescu, apare de 373 de ori. Vă dați seama, mai mult decât zilele unui an. Și vreau să mă refer la această binecuvântare profetică, cel puțin în trei domenii, în trei direcții, să zic așa. Mai întâi generalități, apoi domenii de exercitare a binecuvântărilor și apoi moduri, cum putem exercita binecuvântarea aceasta profetică. La capitolul generalități, cuvântul beraca, adică binecuvântare, înseamnă favoare, beneficiu, dar, cadou. Și beraca, acest cuvânt, binecuvântarea, favoarea, poate să fie conform Bibliei, să provină de la părinți, de la Dumnezeu. Bineînțeles, părinții sunt trupești sau spirituali, și există și binecuvântări particulare care vin de la popor sau de la săraci. Amintiți-vă în Iov, că Iov spunea că binecuvântarea săracului venea asupra lui. Foarte interesant că în Biblie binecuvântările astea profetice, le numim așa, au început foarte devreme. Amintiți-vă de Isaac. Isaac le dă copiilor lui niște binecuvântări și n-au fost binecuvântări obișnuite pentru că i-au urmărit în istorie. Apoi urmează Iacov, care dăruiește și el binecuvântări copiilor lui. Iosif crede în puterea binecuvântării profetice și își aduce copiii în fața lui Iacov, în fața tatălui său. Apoi vine Moise ca un părinte spiritual și dăruiește și el în Deuteronom 33 binecuvântări speciale. David îl binecuvintează pe Solomon înainte să plece la Domnul. Zaharia își binecuvintează copilul nou născut. Și apoi amintiți-vă de Domnul Iisus, care în predica de pe munte vorbește: binecuvântat este sau ferice de, și aduce cele nouă fericiri sau cele nouă binecuvântări. Așadar, cuvântul binecuvântare sau beraca sau celelalte cuvinte care semnifică binecuvântarea, acest termen este foarte cuprinzător și este foarte actual pentru fiecare dintre noi. Extragem din binecuvântarea lui Iacov și binecuvântarea lui Moise, să știți, câteva diferențe. Iacov rostește binecuvântarea lui sau binecuvântările lui în Geneza 49, în dreptul tuturor fiilor lui, a copiilor lui, 12 la număr. Moise va trebui să rostească, tot prin Duhul Sfânt, binecuvântări speciale în dreptul acelorași 12 persoane sau seminții din Israel. Și există diferențe între binecuvântarea lui Iacov și a lui Moise. Ne uităm și în Deuteronom 33 și, dacă vreți, studiați acasă comparativ să vedeți. Binecuvântarea lui Iacov expune o istorie a faptelor fiilor săi. Și faptele lor nu erau toate bune. Amintiți-vă că am citit despre Ruben, care a avut niște fapte rele. Urmează Simeon și Levi, care aveau niște unelte de sâlnicie. Culmea că binecuvântarea lui Moise vorbește despre faptele fiilor lui Iacov în firea lui Hristos, în firea înnoită. Nu mai este vorba de o fire pământească.
Iacov vine și vorbește despre o istorie personală a familiei lui, care e de altfel trecătoare. Moise vorbește de istoria legământului prin Iisus Hristos, a noului legământ, vorbește prin credință. Iacov vine și vorbește despre slăbiciuni și de păcate. Moise își aduce binecuvântările lui și culmea că prin Duhul Sfânt și una și cealaltă. Moise vorbește despre bunătate, despre milă, despre iubire. Iacov vorbește de o judecată divină pronunțată în dreptul unor copii ai lui. Moise vine și spune, știi ceva, nu mă interesează judecata divină, ci bunătatea divină, promisiunea divină. Foarte interesant să știți. Și acum, dacă tot suntem la Deuteronom 33, citim versetul 3, pentru că aici e esența binecuvântărilor lui Dumnezeu. Odată, plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu, egal cu dragostea. Da, El iubește popoarele. Al doilea lucru, referitor la binecuvântarea legământului, a noului legământ în Hristos. Al doilea lucru, protecția binecuvântării, mâna lui Dumnezeu. Toți sfinții sunt în mâna ta. Al treilea lucru, ei au stătut la picioarele tale. Postura în care se primește binecuvântarea este smerenia. Să stai la picioarele Domnului, Doamne, dăruiește-ne-o. Și apoi, al patrulea element, al patrulea lucru, au primit cuvintele tale. Binecuvântarea se primește prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ne referim la binecuvântarea profetică. Ar trebui, fraților și surori, să precizăm iarăși în această introducere, am numit-o generalități, că există oameni care aduc învățături în bisericile noastre și mulți dintre noi nu ne știm păzi, nu ne știm feri de lucrurile acestea și vorbesc ei despre puterea cuvântului, puterea cuvântului, că există o energie ascunsă în cuvântul nostru și au dreptate parțial, au dreptate, dar ei merg mai departe și bazându-se pe niște lucruri care sunt scoase din contextul biblic și nu sunt biblice, nu sunt curate, nu sunt dumnezeiești, nu sunt în special nou-testamentale, încep să proclame și proclamă bunăstarea, binecuvântarea, mersul bun din punct de vedere material peste ei, peste familiile lor. Și chiar odată citeam și m-am uimit și m-am mirat o grupare de oameni care nu erau din cultul penticostal, dar proclamau și știți ce spuneau ei? Sunt campion, sunt biruitor, sunt bogat și la urmă, după mulți de sunt, amintiți-vă cine spunea, voi fi ca Dumnezeu, mă voi înălța, mă voi ridica, diavolul. Și aici eul lor proclama și spunea, sunt și la urmă spunea, sunt Dumnezeu. Vă dați seama în ce postură imposibilă intră unii oameni, pentru că omul niciodată nu va fi Dumnezeu. Dar acolo a atins diavolul să fie ca Dumnezeu, să fie ca cel preanalt. Și acum ăștia care proclamă de multe ori sănătate, bunăstare, bogăție și așa mai departe, probabil că vor ajunge într-o zi în iad și vor proclama că acolo este raiul. Haideți să ne uităm puțin la al doilea lucru din acest cuvânt, binecuvântarea profetică a taților, a părinților, a stâlpilor de familie, pentru că e diferență, revin, trebuie să înțelegem, e diferență între o binecuvântare obișnuită și o binecuvântare profetică. Isaac n-a rostit binecuvântarea lui oricum la voia întâmplării. Iacob n-a vorbit în dreptul celor 12 la voia întâmplării, că așa a vrut el și așa, nu știu, a inventat el cuvintele și Dumnezeu ar fi fost obligat să împlinească ceea ce el a vorbit. Nu.
Ei au fost sub influența directă a Duhului lui Dumnezeu care le spunea ce să vorbească și așa au rostit o binecuvântare de proroc, chiar dacă nu erau proroci. Și chiar dacă tu nu ești prorocul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dăruiește ca stâlp al familiei, ca părinte spiritual al casei tale sau al unei biserici, o prerogativă, un drept, o putere specială prin Duhul Sfânt, ca la un moment dat, când Duhul lui Dumnezeu se coboară și te cercetează, să rostești o binecuvântare în dreptul copiilor tăi. Doamne, ajută-ne să binecuvântăm! De ce am ales din lista celor 12 copii ai lui Iacov, 2 dintre ei? Și vom vedea imediat că e o diferență între binecuvântarea primită de unul și binecuvântarea primită de celălalt. De ce am ales? I-am ales arbitrar. Dacă ar fi trebuit să vorbim despre toți 12, nu ne ajungea timpul. Și așa despre ăștia doi. Nu știu dacă o să ne ajungă timpul și poate altă dată voi continua despre al doilea. Dar am ales să-i punem puțin cât putem, cât reușim în oglindă și să vedem mai întâi ce înseamnă o binecuvântare în ghilimele, că parcă nu-i chiar binecuvântare, că Iacov vorbește mai aspru despre Ruben. Și apoi binecuvântarea dăruită lui Asher, care înseamnă fericit, fericit. Ruben înseamnă, vedeți, fiu. Haideți să vedem puțin domeniile astea de exercitare a cuvântului profetic, nu-l numesc binecuvântare, în dreptul lui Ruben. Mai întâi, în dreptul lui Ruben. Foarte interesant că omul acesta are 5 calități și tatălui nu le contestă, dar are un singur defect. Și defectul acesta l-a lovit din plin. Și atenție! Ce calități deosebite, de invidiat chiar. Ruben, tu, întâiul meu născut, primul din familie, ăsta era un drept extraordinar. Doi, tu ești puterea lui tata, tu ești puterea mea. Trei, tu ești rodul tăriei tatălui tău, pârga tăriei mele. Tu ești primul care e vrednic să facă ceva în familie, extraordinar. Tu ești primul în putere, care e tare. Dar tu ai un defect. Toate astea sunt calități. Ai un defect. Știi care e defectul tău? Ești năvalnic ca apele. Ești instabil. Apa, dacă o pui într-un vas rotund, ia forma vasului. Dacă o pui într-un vas care are formă pătrată, ia forma vasului. Dacă o vergi pe pământ, se scurge în pământ. Și așa mai departe, apa e instabilă, e simbolul instabilității. Și tu, Ruben, ești năvalnic ca apele. Și din cauza că te-ai lăsat purta de instinctele tale, te-ai suit în patul meu și ai curvit, ai păcătuit. Și din cauza aceasta ai 5 calități, sunt extraordinare. Din cauza unui defect, n-ai știut să te înfrânezi, se vorbea dimineață despre cel care se biruie pe sine, n-ai știut să te birui pe tine, n-ai știut să te ții în frâu pe tine. Și din cauza asta, tu nu vei mai avea întâietatea, s-a terminat cu tine. Și ne uităm biblic vorbind, în istoria poporului evreu, Ruben e un luptător pentru locul 1 pe care de altfel niciodată nu l-a mai primit. Niciodată nu l-a mai primit. 1 Cronici, capitolul 5, cu versetul 2, dacă se poate afișa. E foarte important să înțelegem, uite, la un moment dat, firea pământească îți șoptește ceva. Și tu te duci și ai căzut. 1 Cronici, capitolul 5, cu 2. Aici vorbește că Iacov i-a dat dreptul de întâi născut lui Iosif. Lui Iosif. De ce? Pentru că, și observați în Geneza 49 cu 24, spune aici, arcul lui Iosif a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Stai un pic, dar Ruben trebuia să fie capul, păstorul. Nu.
Zice, gata, s-a terminat cu Ruben. Instabilitate și din cauza asta a pierdut întâietatea, a pierdut locul 1. Și ne uităm și chiar curios am fost să știți și m-am uitat în istoria biblică, în istoria lui Ruben și din punct de vedere numeric, el s-a luptat pentru locul 1, dar l-a pierdut, l-a pierdut. Citim bună oară în Geneza, în capitolul 46, aici este lista cu fiii lui Iacov care se coboară în Egipt. Și le spune aici, câți au plecat în Gosen, în Egipt. Și apoi spune, Ruben cu câți copii, Simeon cu câți copii, Iuda și fiecare. Și dacă facem un clasament numeric, să vedem unde se situează aici Ruben, pentru că spune că el avea 4 copii. Locul 1 îl ia Beniamin cu 10 copii, versetul 21. Locul 2 îl ia Gad cu 7 copii, e versetul 16. Locul 3 Simeon, locul 4 Iuda cu 5 copii, locul 5 Asher, locul 6 Ruben cu 4 copii. Nu era rău, locul 6. Dar citim în Numeri, în capitolul 1, să vedem numărătoarea poporului. Asta se derula în pustia Sinai, spune Numeri 1 cu 1, în prima zi a lunii a doua din al doilea an după ieșirea din țara Egiptului și se face numărătoarea. Locul 1, Iuda, 74.000 de oameni. Locul 2, Dan, 62.000 de oameni. Locul 3, Simeon. Locul 4, Zabulon. Locul 5, Isahar. Locul 6, Neftali, cu 50 și ceva de mii. Locul 7, Ruben. Observați? A început să cadă. Mergem în Numeri 26, după păcatul cu moabitele. Și aici scrie a doua numărătoare. Locul 1 îl păstrează Iuda. Locul 2, Dan. Locul 3, Isahar. Și tot mergem și Ruben ajunge pe locul 9. A început să scadă tot mai mult numeric. Deși el s-a luptat și a vrut să fie primul, Dumnezeu i-a dus și spune 1 Cronici, capitolul 5 cu 26, i-a dus până la nimicire. Până la nimicire. De ce? A rostit într-o zi un părinte, un tată, un cuvânt profetic și a zis, tu nu mai ai întâietatea, alții vor fi în fața ta. Și niciodată, din punct de vedere numeric, el nu s-a putut lăuda. Spune Piatra Moabită, un document din anii 800 înainte de Hristos, că Gad era o seminție extraordinară, aveau mulți luptători. Pe Ruben nu îl pomenește niciun document din Orientul Mijlociu. De ce? A scăzut numeric. Așa a vorbit tata. Al doilea lucru, Ruben instabil, un om instabil, își pierde întâietatea, spuneam din punct de vedere numeric. Al doilea lucru, Ruben își pierde întâietatea din punct de vedere dinastic. Am fost foarte curios să știți că am zis, Doamne, să văd din Ruben. Au fost oare niște oameni ai tăi, oameni deosebiți, de care să te folosești tu? Și îl găsim pe Datan și Abiram, primii răzvrătiți. Ăștia nu erau oamenii lui Dumnezeu, până la urmă i-a înghițit pământul. Am zis, Doamne ferește! Și mergem mai departe în istoria Vechiului Testament și luăm pe judecători. Și din 10 seminții care au dat judecători în Israel, 2 seminții n-au dat niciun judecător, Ruben și Simeon. De aici n-a fost niciun judecător. Culmea, vedeți? Din punct de vedere dinastic, omul acesta, Ruben, a pierdut enorm, pentru că într-o zi s-a lăsat purtat de instinctele lui și a făcut o greșeală. Îl găsim pe Orniel din Iuda, pe Ehud din Beniamin, pe alții și alții și alții, au fost din alte seminții. Dar Ruben își pierde întâietatea din punct de vedere dinastic. Ne uităm în 1 Cronici 26 cu 32, iarăși este un text foarte interesant. Păi n-a găsit David pe altul, adică de fapt să fi fost din seminția lui Ruben, nu?
să-l pună pe unul, o căpetenie, peste rumeniți. Și vedeți ce spune aici. Frații lui Ieria, oameni viteși, erau în număr de 2700 de cap de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniți, peste gatiți și peste jumătatea seminției lui Manase pentru toate treburile lui Dumnezeu și treburile împăratului. Dar Ieria acesta, sau frații lui Ieria, nu erau din Ruben, erau din altă parte. Observați versetele de mai sus. Deci, din punct de vedere dinastic, Ruben pierde. Dar pierde omul acesta și din punct de vedere material în istorie. Amintiți-vă că în Cartea Numeri, în capitolul 32, mergând spre țara promisă, la un moment dat, în timp ce poporul postea și se curățea înaintea lui Dumnezeu, cum spune Numeri 31:19, ăștia, fiul lui Ruben și o parte din seminția lui Gad, au văzut altceva. În timp ce poporul postea și se ruga, Doamne, fii cu noi, Doamne, ajută-ne să scoatem pe cananiți afară, din țară, Doamne, dă-ne izbândă, Doamne, dă-ne biruință. Ăștia, în loc să se roage, se uitau de jur împrejur. Și au văzut că țara aceea lui Sihon și a lui Og era numai bună de ocoale pentru vite. Aveau vite multe, aveau bogății. Și a zis Ruben în mintea lui, seminția asta, lasă că o să fiu primul din punct de vedere material. Imediat ce au făcut ocoale, bineînțeles că au primit undă verde de la Moise și de la oamenii lui Dumnezeu de atunci, își fac versetul 16. Ei s-au apropiat de Moise și au zis, vom face aici ocoale pentru vitele noastre și cetăți, pentru pruncii noștri, apoi ne vom înarma în grabă, vom merge înaintea voastră și vă vom duce în țara de dincolo de Iordan. Și până la urmă au fost acceptați. Dar vedeți, din punct de vedere material, ei aveau tot dreptul să prospere, să prospere și să vezi că au multe lucruri. Culmea că 1 Cronici, capitolul 5:26, ne-l arată pe Tiglat-Pileser, care vine în anii 720 și ceva, și pe ei îi ia primii și duce în robie. De ce? Într-o zi, tatăl a rostit ceva și a zis, tu nu mai ai întâietatea. Chiar dacă vrei din punct de vedere material să-ți meargă bine, într-o zi vei pierde totul. Și au venit asirienii și tot i-au luat lui Ruben și au dus. De ce am vorbit la început, la capitolul generalități, despre diferența dintre profeția sau binecuvântarea lui Iacov și profeția sau binecuvântarea lui Moise? Pentru că există părinți spirituali care chiar dacă nu te-au născut din punct de vedere fizic, poate că în dreptul tău, și am întâlnit, să știți, cazuri, am întâlnit caz în care mamă și-a spus în dreptul fetei ei să nu naști niciodată un copil. Și fata n-a putut să aibă copii ani de zile. Până când un părinte spiritual s-a rugat și a zis, Doamne, numele lui Iisus și a jertfei, rup legătura asta satanică de deasupra acestei ființe. Și apoi a putut să aibă copii. Am întâlnit părinți care au pronunțat la supărare, la mânie, în dreptul copiilor lor să nu te căsătorești niciodată. Și oricât s-a chinuit, niciodată nu s-a putut căsători. Pentru că într-o zi un om a vorbit necugetat. Aici îl găsim pe Moise, omului Dumnezeu, rostind o binecuvântare profetică în dreptul lui Ruben. El vedea deja pericolul. Seminția lui Ruben mergea tot în jos. Din punct de vedere numeric, spuneam, din punct de vedere dinastic, din punct de vedere material. Și atunci Moise, omul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, începe să vorbească și în versetul 6 spune așa, trăiască Ruben și să nu moară și bărbații lui să fie mulți la număr, pentru că sunt în pericol. Și ce s-a întâmplat? S-a împlinit și prorocia aceasta, foarte interesant. 1 Cronici, capitolul 12, versetul 37. Înaintea lui David vin
din Israel la Hebron să-l facă împărat, câte 3.000, câte 4.000, câte 5.000, vin puțin. Din Ruben și din Gad, din cele două seminții jumătate care erau dincolo de Iordan, vin 120.000. Parcă Dumnezeu începe să lucreze în dreptul lor și să-i înmulțească. Ba vine Duhul Sfânt în Apocalipsa, în capitolul 7 cu versetul 5 și vorbește lui Ioan Domnul și spune așa: și din Ruben vor fi pecetluiți pentru Dumnezeu 12.000. De ce? Într-o zi a venit un părinte spiritual cu numele de Moise, a rostit o binecuvântare profetică și binecuvântarea cealaltă a fost nu anulată, estompată. Vedeți de ce e foarte important să rostim în dreptul copiilor noștri binecuvântări, să rostim binecuvântări. Mă duc la ultimul punct și anume cum dă Domnul binecuvântarea. Despre Așer, pentru că și acolo e foarte interesant cum a lucrat Domnul în dreptul lui Așer, doar amintesc, versetul 20, Așer dă o hrană minunată, 1 Împărați, capitolul 5 cu 11, Așer a ajuns să-l hrănească pe împăratul Solomon, avea doi oameni speciali, erau din Așer, care puneau mâncare pe masa lui Solomon. El va da bucate alese împăraților, vedeți ce spune aici. Și apoi imediat vine Moise și completează pentru Așer că zăvoarele tale să fie puternice, să fie întărite. Și într-adevăr Dumnezeu i-a dat lui Așer o putere spirituală deosebită. Amintiți-vă că în Luca 2, o femeie care era din seminția lui Așer stă lângă Hristos și dă o binecuvântare pruncului nou născut care e dus la templu. Era Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. S-a împlinit exact ceea ce Dumnezeu a vorbit. Dar haideți să vedem cum dă Domnul binecuvântarea. În primul rând, prin credință. S-a citit despre Domnul Iisus care i-a binecuvântat pe copii, punându-și mâinile peste ei. Hristos credea în binecuvântare, de aceea i-a binecuvântat. Prin credință, spune Evrei 11 cu 21, Iacov se închină înaintea lui Dumnezeu și dă binecuvântare. Binecuvântarea se dăruiește prin credință. Doamne, ajută-ne! Al doilea mod, a doua modalitate prin care Dumnezeu dă binecuvântarea este prin cuvânt. Cuvânt, fie că e cuvânt profetic, fie că e cuvântul lui Dumnezeu. Spune și e literă de Evanghelie, Moise a binecuvântat, scrie acolo în 33 cu 1, Iacov a binecuvântat, Isaac a binecuvântat. Binecuvântarea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Ne spuneau frații din Bucovina că la ei a fost un caz, mai special o mamă avea o sarcină și s-a dus la ecograf și doctorul i-a spus că va naște un monstru. S-a dus acasă foarte necăjită, doctorul insista să facă avort, ea n-a vrut lucrul acesta pentru că era contra scripturii și a cugetului ei, bineînțeles cu soțul împreună s-au înțeles la lucrul ăsta, dar necăjit s-au dus la biserică și un proroc bătrân se uită la ei și le spune așa: tu care ești bărbat, care ești stâlpul casei, ai datoria înaintea lui Dumnezeu să pronunți în dreptul copilului tău binecuvântarea. Fie că e în burtă, fie că deja ai născut, tu ai dreptul și ai și datoria înaintea lui Dumnezeu să pronunți binecuvântarea din Numeri, din capitolul 6. Ei, în fiecare zi, omul acesta își punea mâinile pe pântecele soției lui și spunea: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să-și înalțe fața peste tine, Domnul să se îndure de tine, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Domnul să-ți dea pacea în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Și s-a dus ora să nască și a născut un copil perfect, sănătos, pentru că Dumnezeu are putere de binecuvântare. Povesteau frații din Oșorhei că la ei în zonă o familie s-a dus undeva într-o călătorie și au lăsat copilul în grija unei familii de oameni fără Dumnezeu, care l-au luat pe copil și au zis: mergem acum la un vrăjitor, că acum ne răzbunăm noi pe pocăiți. Și când au ajuns la vrăjitor și ăsta a încercat cu descântece să-i facă rău la copil, se uită la ei și le spune: nu cumva-i de al pocăiților, că nu pot să-i fac nimic, ăsta e binecuvântat de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cum dă Domnul binecuvântare? Prin puterea cuvântului lui Dumnezeu.
Mai spuneau frații că în urmă cu ani de zile, cu mulți ani de zile, o bătrânică din Arad, din București, s-a dus și și-a dus doi nepoței care erau părăsiți de părinți. Asta a fost situația. I-a dus la binecuvântare și nemai putându-i îngriji, i-a dus la un orfelinat. Și copiii ăștia seara au început să urle și să plângă și să spună: vrem afară, vrem afară, vrem afară. Și îngrijitoare o sună pe directoare: ce să fac, ăștia nu mai tac, le-am dat stingerea, dar nu tac, ăștia vor afară, du-i afară. Și când i-a scos afară în curtea orfelinatului, în momentul acela a pornit cu tremurul din 7-7. Toate clădirile din București, care au fost mai mari, au fost guduite, oamenii au murit, directoarea a murit, copiii din orfelinat au murit, au rămas doi copii și o îngrijitoare undeva afară, în curte, pentru că peste cei doi copii a fost rostită binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează toți copiii Bisericii Betel! Cum dă Domnul binecuvântare prin punerea mâinilor? O să vedeți, așa se face la noi, la pocăiți. Domnul Hristos i-a binecuvântat, Marcu 10:16, punându-și mâinile peste ei. Iacov i-a binecuvântat punându-și mâinile, chiar dacă le-a pus încrucișate peste doi dintre ei. Așa a binecuvântat Iacov. Cum dă Domnul binecuvântarea? Prin rugăciune. Spune acolo că Iacov s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Hristos i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei și părinții i-au adus să se roage pentru ei. Binecuvântarea vine prin rugăciune. Doamne, cercetează toți copiii bisericii și dăruiește-ne copii binecuvântați, că așa vom avea un viitor binecuvântat. Amin.